Salutare, prieteni! În acest video voi face un generator de hidrogen format din două filtre de apă, 17 plăci de inox, un diametru de 60 mm și grosime de 1 mm. Urmăriți până la sfârșit, dați like, coment și distribuiți! Sunt două filtre de apă obișnuite, se găsesc în orice supermarket. Cel mare, acesta mare îl voi folosi pentru electroliza, aici se va face electroliza. Cel mic va fi un vas barbător. Vom face niște modificări, veți vedea imediat în video. Și acestea sunt plăcile. Sunt de la alte generatoare de hidrogen pe care le-am folosit eu în trecut. O să fac două găuri în capac pentru a folosi două tige filetate pe care vor fi prinse plăcile de inox. Acum voi face filete metric 4 pentru a prinde aceste tige. Folosesc și pastă de blocare pentru șuruburi, pentru este bună și pentru a izola, nu va scăpa pe acolo aer. Contactele sunt gata. Urmează să bag piulițe pentru prinderea plăcilor. Și acum voi aranja plăcile. Voi avea 3 contacte plus, 2 minus și câte 3 neutre între ele. Distanța dintre plăci va fi de 1 mm, voi folosi aceste garnituri. Și pentru a
susține plăcile, voi folosi un șurub de plastic. Prima placă de plus, o garnitură și două, trei neutre. Încă o placă cu contact, garnituri și neutre, trei neutre. Acum, din nou, placă cu contact, garnitură, una, două și trei neutre. Și din nou, o placă cu contact, una, două, trei neutre și ultima placă cu contact, cam așa va arăta. Contactele le mut unde vreau eu. Vor veni prinse în șuruburile astea. Și ăsta este generatorul. Acum l-am făcut cu distanța de 1 mm între plăci, dar probabil voi încerca și cu 2 mm să văd diferența. Una din mufe o voi închide și una voi lăsa, o voi uni cu acest vas. Cam așa. Am făcut și legăturile între filtre. Avem plăcile. Am inversat puțin, nu vă luați după ce scrie pe ele. Am făcut să intre prin centru. Coboară în centru prin furtunul acesta. Și aici vom avea ieșirea. Două borne plus minus. Aici am astupat. Haideți să vedem dacă funcționează și cum funcționează. Voi folosi hidroxid de potasiu. Și apă distilată. Iar aici îmi pun doar apă simplă.
și avem cam 0,75 litri pe minut. Imediat vom măsura și amperii. Avem aproape 9 amperi. Vom face și un test cu flacăra. Totdeauna vom folosi o supapă de siguranță când încercăm să aprindem hidrogenul, pentru că este foarte periculos. Este o flacără destul de bunicică. Cam asta e tot. Ne auzim în videoclipul următor cu alte teste.